găsit! Astăzi discutăm despre recuperare medicală. Kinetoterapeutul Tania Ghinea este alături de mine și ne va spune care sunt afecțiunile care necesită kinetoterapie. De altfel, vedem și care sunt exercițiile care ne ajută să ameliorăm diferite dureri. Așadar, Tania, când mergem la kinetoterapie, când simțim ceva sau putem merge și ca metodă de prevenție? Kinetoterapia are o plajă foarte largă, se adresează în egală măsură atât copiilor cât și adulților. Pe partea aceasta putem să mergem și pe prevenție, putem să mergem și pe corecție, în funcție de tipul de problemă. Bun, să le luăm atunci pe rând. Când mergem ca metodă de prevenție? Pe metodă de prevenție recomand părinților, cam o dată la 6 luni, să le facă copiilor evaluări kinetoterapeutice, în care să evidențieze dacă există probleme la nivelul coloanei vertebrale sau la nivelul membrelor inferioare sau chiar la nivelul mandibulei, pentru a nu crea deficiențe sau atitudini să avanseze din ce în ce mai mult. De preferat este să înceapă un program de recuperare medicală, de kinetoterapie, alături de un specialist și care să-i coordoneze practic mișcările prin tonifierea musculaturii paravertebrale, prin tonifierea musculaturii abdominale sau chiar corecția diverselor probleme la nivelul membrelor inferioare. Asta ar merge pe prevenție, iar la bebeluși vin mămici cu bebeluși nou-născuți, în care putem să-i ajutăm în dezvoltare pentru a se dezvolta armonios, să treacă prin fiecare etapă de dezvoltare, la între 4 și 6 luni să se întoarcă de pe o parte pe alta, între 6 și 8 luni să stea în șezut, apoi îl ajutăm să se ridice în picioare, ca în momentul în care se ridică în picioare să aibă o musculatură tonifiată și să ajutăm să meargă corect. Și mai repede. Și mai repede, exact. Bun, și la adulți, dacă avem diferite afecțiuni, ne putem vindeca sau ameliora anumite dureri cu ajutorul acestor exerciții? Să dăm niște exemple așa. La adulți, de exemplu, persoanele care au probleme de sănătate adică deficiențe la nivelul coloanei vertebrale, cum ar fi scolioză sau cifoză sau lordoză la nivel lombar, în cazul în care este netratată la timp, adică când suntem copii și practic se oprește creșterea la fete undeva la 16-17 ani și la băieți undeva la 18-21 de ani, pe supra-solicitare putem să avem probleme la nivel lombar, la nivelul coloanei, la nivel cervical, din cauza supra-solicitării la birou, stat la birou, cărat, ridicat, sau mamele care trec prin partea asta de sarcină sau oscilații de greutate. Important este ce faci și în sala de kinetoterapie ca exercițiu, dar este important și ce faci în viața de zi cu zi, să menții practic ceea ce înveți la partea de kineto. Apoi ne putem adresa persoanelor care au probleme reumatice, mergem pe zona de gonartroze, artroze, spondilodiscartroze la nivelul coloanei, adică e o plajă foarte largă, sau pe partea de ortopedie, traumatisme, în urma unor fracturi, entorse, luxații, post-intervenție. Pot apela și vârstnicii la aceste exerciții? Sigur, noi ne adresăm unui public, după cum vă spuneam, de la bebeluși până la vârsta a treia. Putem înlocui sala de fitness sau mișcarea pe care o facem regulat cu aceste exerciții de kinetoterapie sau ar trebui să le îmbinăm? Eu le recomand pacienților că pot să le îmbine, doar să învețe să le facă corect. Adică dacă ai o problemă, ai o discopatie lombară, dau un exemplu, este bine să știi exact ce trebuie să lucrezi, nu să te duci la sală și să începi să alergi pe bandă. Tocmai de aceea poți să vii pe partea de kinetoterapie, să înveți un program care să te ajute să-ți facă ca un brâu din masă musculară, să-ți mențină coloana lombară, da? Apoi tipurile de abdomen, să știi exact ce tipuri de abdomen poți să faci, după care poți să mergi la sală și să-ți adaptezi în programul să facem zi singuri zi. Exact. Sau chiar și acasă, nu? Sau chiar și acasă, exact. Noi le recomandăm pacienților un program de 10 ședințe. În 10 ședințe pornim, bineînțeles, de la simplu la compus cu exercițiile și după cele 10 ședințe pacientul are un program pe partea aceasta de discopatie general, bineînțeles specializat și personalizat, cu care poate să meargă o perioadă mai lungă, pentru că a întări masa musculară necesită un pic de timp. Deci se poate adapta și acasă, se poate lucra și la sala de fitness, dar corect. Desigur, putem veni și dacă nu avem nicio problemă și vrem doar să ne tonifiem și să avem, nu știu, un corp mai lucrat, nu necesită neapărat o afecțiune, nu? Noi, în general, pe partea de clinică, mergem foarte mult pe zona de prevenție, cam pe toate terapiile pe care le promovăm, dar pe partea de kinetoterapie e normal că dacă îți tonifici masa musculară, ai o postură corectă, normal că predispozițiile sau problemele le preîntâmpini și nu mai apare, evident. Da, nu mai avem durere și de spate. Bine, exact, plus că sunt și doamne
doamne care, de exemplu, dacă au o problemă mai complicată de sănătate și nu au voie să se ducă să facă diverse tratamente sau să au voie la sală, vin pe partea de kineto, lucrăm partea medicală, ce ține de coloană, de membre inferioare sau ce tip de problemă are, plus încercăm să slăbim sănătos. Îți mulțumim mult pentru aceste recomandări. Vă mulțumesc! Ne revedem așadar și mâine dimineață. Sănătate multă!